au trecut 2 ani, aproape 2 ani de când am avut primul meu discurs Toastmasters. Și, sincer, mă așteptam să fiu mai puțin emoționat după 2 ani și 10 discursuri, dar în continuare e o experiență incredibilă. Astăzi sunt aici pentru a vă inspira. Vreau să vă inspir să duceți o viață mai bună. Și am o întrebare. Tu de ce ești aici? Întrebare retorică. Sumetul, întreabă-te care e explicația ta. Pentru că tema de azi e legată de copilărie. Într-adevăr, mie îmi plăcea să citesc, cum spunea și Dacian. Și îmi plăcea să... aveam o bibliotecă plină de romane. Și citeam... pentru că puteam, în mintea mea, să fiu oricine. Puteam să fiu capitan pe o navă. Puteam să explorez planete și lumi noi. Sau să fiu pistolar în vestul sălbatic. Și... ideea principală că puteam să fiu cine vreau eu în mintea mea și eram... în siguranță și era plăcut. Și asta era pentru mine. Aș fi curios cum era pentru voi în copilărie. Dacă vreți să vă aduceți aminte un moment, dacă doriți, trebuie să închideți ochii sau cu ochii deschiși, să mergeți înapoi la cel moment când erai mic. Totul era posibil. Și poate că vezi iarba verde sau florile din curtea bunicilor. Sau poate că simți nisipul fierbinte sub tălpi. Și gustul sărat al apei. Când te-au dus părinții tăi la mare. Sau poate că simți că rămâi fără suflare pentru că alergi împreună cu prietenii tăi. Sau poate că ești într-un orice scenariu în care orice e posibil. Și știi că în locul ăsta în care ești, e plăcut și ești iubit și ești în siguranță. Și așa e când ești copil. Și te ajută și tehnica atunci când ești copil. Lucrurile se întâmplă așa cum ar trebui și cum ne planifică. Dacă pe urmă se întâmplă alte chestii. Se întâmplă că te faci mare. Și după ce te faci mare, dai seama că viața e un pic mai grea. Că nu e tot așa cum ți-ai dori. Că există niște cuvinte, gen eșec, dezamăgire, prietenii poate că pleacă sau se îmbolnăvesc, mai fac câte o depresie, câte un atac de panică, se înstrăinează, divorțează. Te uiți în jur și vezi că ai învățat alte lucruri noi, gen durere, dezamăgire, boală, cancer, gropi în autostradă, carii, tot felul de lucruri din astea care te lasă să te întrebi ce rost mai are, care-i scopul. Și poate că te simți nedreptuit. De ce ești aici? În continuare, întrebare retorică. Și viața e grea, dar e corectă. Și o să-ți dea provocare după provocare și o să te bage mai atent în scaunul ăla dacă nu o să te ridici să lupți înapoi. Și e poezia lui George Coșbuc care zice în felul următor. O luptă e viața, deci te luptă. Cu dragoste de ea, cu două. Pe seama cui,
Ești un nemernic dacă n-ai un self hotărător. Tu i-ai pe ai tăi, dar n-ai pe nimeni. Te luți pe seama tuturor. E înălțător când o luptă viața, deci te luptă. De ce ești aici? Cum ar fi să ne punem la... să ne punem mintea și ingenioritatea și inima și sufletul, să ne punem în lupta aceasta pentru a face o viață mai bună. Noi pentru noi. Ce înseamnă o viață mai bună? Înseamnă să trăiești mult, să fii împlinit, să fii fericit și într-un fel să ai, să fii cât mai aproape de ce aveai când erai copil, când totul era posibil. Cum ar fi să ne punem toate resursele astea una peste alta? O modalitate v-aș prezenta. Sunt multe. Dar pe scurt, în 2004, un grup de cercetători s-au adunat și au zis, hai să ne uităm noi pe toată planeta asta, unde sunt unele zone în care oamenii sunt fericiți și trăiesc mult. Și să vedem ce au ei în comun. Și zonele astea le-au denumit Blue Zones, sau zone albastre. Și mai departe au căutat să vadă ce fac acești oameni, de reușesc să trăiască mult. Mult înseamnă cu cel puțin 10 ani peste media generală și, practic, mare parte din acești oameni sunt centenari, deci au peste 100 de ani. Sunt 9 ingrediente de bază pentru elixirul vieții. 1. Mișcare naturală. Oamenii aceștia fiecare zi se mișcă. Prin natura muncilor, se plimbă, fac grădinărit, lucrează pe lângă casă. Ingredientul numărul 2. Scop. Sensul vieții. Care este sensul vieții? O întrebare care poate nu mai eu mă mai confrunt cu ea din când în când, dar mai era încontit Viktor Frankl. El a spus că sunt trei moduri de a găsi sensul vieții. Pe de-o parte, prin muncă sau creație, dedicându-te unui ideal, să creezi ceva, să produci, să faci un copil, să clădești o casă, să plantezi un pom sau doi sau trei. De asemenea, poți să te dedici unei persoane iubite, să iubești sau să admiri natura și cultura. Sau un alt mod de a găsi sensul vieții este prin atitudinea pe care o ai față de ce se întâmplă în afară. De multe ori nu poți să controlezi ce e în afară, dar poți să controlezi felul în care răspunzi la ce se întâmplă. Al treilea ingredient, relaxează-te. Oamenii ăștia centenari și au stres. Li se întâmplă și lor destule lucruri, dar au niște rutine pe care le urmează ca să se relaxeze. Unii se roagă, alții dorm, alții se gândesc la strămoșii lor. Tu cum faci să te relaxezi? Al patrulea ingredient, regula de 80% de pe vremea lui Confucius. E simplă. Te așezi la masă, mănânci, când stomacul ajunge la 80%, plenitudine de mâncare, te oprești. Atât. Regula 5. Plante. O dietă bazată pe legume și fructe. Preponderent. Carne, cam de 5 ori pe lună. Următorul ingredient. Vinul. E bine, asta trebuie. E pe bune. Unul sau două pahare în fiecare zi. Atenție, însă nu se reportează de la o zi la alta. Deci dacă te-ar fi toată săptămâna pe weekend, nu poți să bei 10 pahare. Al șaptelea ingredient, apartenența. Oamenii ăștia cu toții au o practică religioasă. Merg la diverse religii, biserică, adunări. Al optelea ingredient, familia pe primul loc. Oamenii ăștia au un partener, au copii,
Își țin aproape bunici, părinți și ultimul ingredient, dar nu și cel din urmă, este cercul social din care faci parte, sau tribul potrivit. Practic, oamenii ăștia de trăiesc mult și sunt fericiți, fie s-au născut sau și-au ales cercul social care să le se încurajeze să își folosească aceste, sau să aibă aceste comportamente sănătoase. Sau după cum se spune pe la noi, spunem cu cine te însoțești, am să spun cine ești. Mai am o întrebare și am încheiat. De ce ești aici? Am să spun eu de ce cred că ești aici. Ești aici pentru că sau datorită vieții și a luptei celor dinaintea ta. Părinți, bunici, strămoși, dar și prieteni, scriitori, filozofi, oameni care într-un fel sau altul te-au influențat și a căror viață și a căror voce își regăsește ecoul în tine. Practic, tu, mai departe, ai un rol foarte important și în fiecare zi, cu fiecare lucru pe care îl faci, influențezi mai departe pe cei care vor fi după tine și pe cei care sunt în jurul tău. Și citatul meu preferat, spus de un mare luptător, sună în felul următor. Ceea ce facem în viață are ecou în eternitate.